Penitenciarul Ploiești a organizat ieri evenimentul cultural Satul Românesc, o poartă către viitor, valorile naționale în educația contemporană. Evenimentul a mai cuprins o expoziție cu obiecte artizanale realizate de persoane private de libertate din toată țara. La Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești a avut loc ieri un eveniment cultural dedicat satului românesc și rolului valorilor naționale în educația contemporană. Între invitați a fost prezent și părintele Nicolae Tănase de la parohia Valea Plopului. Astăzi am săvârșit Sfânta Liturghie, ei au fost foarte prezenți, nu numai fizic, dar au și cântat, după aceea au fost foarte atenți la predică. Și în ochii unor am văzut lacrimi, părintele care se ocupă într-un chip special mi-a descris ca fiind curați sufletește, deși cu vinile acestea, pentru care desigur sunt în detenție. Și inclusiv ceea ce vedem aici în jur, adică aceste obiecte confecționate de ei, și aflați și de acum într-un concurs cu alte penitenciare din țară, nu înseamnă altceva decât un mod de a ne redeschide brațele către ei, biserica urmărindu-i pe fiecare dintre creștinii ei unde sunt. Etnograful Ioana Constantin a vorbit despre portul tradițional românesc. Activitățile pe care le derulăm în penitenciar, în special activitățile pe partea aceasta de creație, au un rol extrem de important. Pe de o parte că în cadrul activităților deținuții își descoperă anumite valențe educaționale, pe de altă parte cei care deja le au și le dezvoltă și le păstrează și contează foarte mult la creșterea stimei de sine. Ei înțeleg că pot face lucruri bune, înțeleg că pot oferi și ei societății aspecte pozitive și că societatea îi acceptă mult mai ușor. Pe de altă parte, și la nivel comunitar, prin astfel de activități urmărim să creăm o deschidere pentru problematica reinserției sociale, să reducem stigmatizarea deținuților și astfel, după liberare, să fie mult mai ușor să fie primiți în comunitate. Am adus în fața oamenilor nevoia și regândirea la valorile naționale, pentru că se vede că în ultimul timp în educația noastră contemporană există multe interferențe, am putea spune, sau multe lovituri în cadrul educației și care nu sunt unele pentru păstrarea valorilor naționale. Petrecându-și timpul confecționând aceste obiecte, ei uită de locul unde sunt, dar și aduc aminte de copilăria lor, de satul lor unde au crescut, că foarte mulți dintre noi avem bunici la țară, nu? Și eu am crescut la țară și mi-aduc aminte cu foarte multă plăcere de clipele copilăriei și m-aș întoarce acolo oricând. Expoziția cuprinde lucrări artistice și obiecte de artizanat realizate de persoane private de libertate din toate penitenciarele din țară.